Hello, dragilor! Bine v-am găsit la un nou wrap-up! De data asta, lunii martie și, sincer, să fiu, nu știu când a trecut luna martie. Efectiv, m-am trezit la finalul lunii, chiar vorbeam cu cineva, zic, când a trecut, că nu știu. Efectiv, nu-mi dau seama, parcă era 1 martie, 8 martie. Bine, eu am fi fost ocupată cu alte proiecte auxiliare din, da, încă știți, din daily vlog-uri. Și luna martie a fost foarte chinuită în ceea ce privește cărțile și asta din cauza unei cărți, o să vă zic la final care, de fapt o să vă dați seama, dar a fost foarte, foarte chinuită pentru mine luna martie și e surprinzător faptul că am reușit să termin 5 cărți. Nu știu cum le-am terminat, pentru că nu știu când am stat să citesc. Știu că am stat, dar nu știu când, efectiv. Plus că am zis, m-a chinuit o carte foarte tare și o să vorbim despre ea, pentru că cu ea am început luna și cu ea am încheiat-o. Efectiv, pe 31 seara la 10 am terminat-o și zic, oh, bine, îmi vedea să o arunc. Da, ajungem și acolo. Așa, o să începem cu o carte care mi-a plăcut foarte, foarte tare și pe care vă recomand cu tot dragul din lumea asta. N-am vrut să dau cu pumnul, mă scuze. Dar vă recomand cu tot dragul din lumea asta pentru că este o carte foarte interesantă, plină de informații utile. Este genul ăla de carte care contribuie la cultura generală. Nu e neapărat o carte din asta de leisure, dacă vreți. Arta regală a otrăvurilor de Eleanor Herman. Este tipa care a scris În pat cu regele și În pat cu regina și ca și în celelalte două cărți, perspectiva ei este una istorico-documentar, de documentar, nu știu, în zona asta, în sensul că îți demitizează toată lumea asta a regilor, a reginilor, a curților regale, a reginilor, am zis? Reginelor, Jesus! A curților regale, a lumii astea pe care Hollywood-ul poate, sau filmele în general, ne-au făcut să o romantizăm și demitizează și deromanțează toată lumea asta și îți dai seama că oamenii aia nu trăiau tocmai bine și că nu le era atât de bine cum ni se părea nouă și că aveau foarte, foarte multe probleme și în cartea asta nu este vorba doar despre otrăviri și despre otrăvuri care într-adevăr au fost duse la rang de artă, ci despre multe alte lucruri, despre condițiile de viață, despre bolile care se au venit în urma condițiilor de viață foarte precare de la curțile regale, despre felul în care a fost tratată medicina. O să aflăm în cartea asta ce contribuție majoră a avut creștinismul la a face ca Europa să devină cea mai împuțită zonă a lumii, literalmente, și la propriu și la figurat, fiindcă a adus spălatul în afara legii și a încercat să convingă oamenii că dacă te speli ești vanitos și nu te iubește Dumnezeu și de-aia am ajuns în punctul în care muream. Adică asta mă duce cu gândul și la scena aia din Shogun când tipul ăla, am uitat cum îl cheamă, Doamne, trebuie să recite Shogun, a fost dus de către japonezi în baie și urla și făcea ca toate ligioanele pentru că era frică că o să moară dacă o să fie îmbăiat. Ei, ne dă o perspectivă foarte largă și foarte amplă asupra acestei condiții. După aceea ajungem până în epoca modernă în care rușii au un... iarăși, un aport considerabil la arta asta a otrăvirilor, cum îi ziceam eu la carte inițial. Dar în cazul în care nu știți, rușii au ajuns să facă niște substanțe pe care nimeni nu le poate detecta, adică nu știu ce sunt. Știu că mor oameni de ele, știu că sunt otrăviți oameni de aceste substanțe, dar nu știu cu ce au fost otrăviți. Da, pentru că rușii și-au dezvoltat foarte tare abilitatea asta, după cum bine știm, și da, discută despre foarte multe subiecte interesante și o carte foarte, foarte interesantă pe care vă recomand, pentru că chiar rămâi cu ceva de pe urma cărții ăsteia și este o carte, v-am zis, la care pot să revii oricând, pentru că are informații foarte, foarte frumoase și cu atât mai mult sunt interesată să le citesc și pe celelalte două scrise de autoare. După aceea, pentru că eram în această bătălie cu cartea de la final, pe care am să vă prezint la final, am zis să trec la ceva fantasy și am dat de cartea asta pe Vox, știam de ea.
Am dat pe ea, de ea pe Voxa și la un moment dat m-a enervat atât de tare vocea naratorului pe Voxa, încât am zis, băi, aș vrea să termin cartea. Mi se pare interesantă, dar hai să o iau, hai să cumpăr cartea, ceea ce eu nu prea fac în general. Adică dacă îmi place audiobook-ul și vreau să am cartea în bibliotecă, bine, dar dacă nu-mi place audiobook-ul, nu prea cumpăr cărțile. Dar am cumpărat-o pentru că mi se părea o carte interesantă, cu potențial, este început de serie, încă o serie începută, așa, și pe care voiam să o citesc, că mi se părea interesantă, dar vocea naratorului, ceea ce nu se întâmplă, e foarte rar să mă enerveze cineva, în afară de Monica Davidescu și de asta, cum o cheamă? Din Licernii. Doamne, am uitat, na, am un lapsus acum. În afară de ele, nu prea sunt voci care să mă enerveze, dar vocea naratorului ăstuia m-a terminat efectiv, nu știu de ce, dar nu mi-a plăcut deloc nici intonația, nici felul în care fraza, adică pronunța cuvinte, nu știu, era ceva care mă deranja foarte tare la vocea naratorului și am cumpărat cartea și da, cartea e bunicică, dar eu am rămas cu vocea aia în minte, știți, mi-a rămas în minte. Este vorba despre Librăria de Investigații Magice de Garth Nix, o carte foarte interesantă în care în lumea asta avem o lume magică care se întrepătrunde cu lumea oamenilor normali. Și avem o tipă pe care o cheamă Sam și ea este teoretic o adolescentă normală care urmează să se ducă la facultate, să se mute în Londra, acțiunea are loc în Anglia. Și urmează să se ducă la Londra, să se mute acolo, să se ducă la facultate, să-și croiască o viață acolo. Doar că se întâmplă ceva și lumea ei, lumea asta reală, se întrepătrunde cu lumea magică. Și aflăm că în lumea asta magică există două librării separate care sunt responsabile cu guvernarea, sau nu neapărat guvernarea, ci cu administrarea lumii ăsteia magice. Librăria nouă și librăria veche. Librăria nouă se ocupă de cărți vechi și librăria veche, ați ghicit, se ocupă de cărți noi. Și librarii ăștia au și puteri magice. Unii sunt de stânga și unii sunt de dreapta. Da, pare puțin absurd. Dar, da. Și se întrepătrund cu tot felul de personaje interesante. Am început de 3 ori cartea, apropo, acum mi-am adus aminte, pentru că nu puteam să țin pasul din cauza vocii naratorului. Și se ajunge, pe parcursul cărții, ajunge să intre în tot felul de aventuri din astea dubioase. Ea, nedorându-și chestia asta, ea vrând o viață normală și în egală măsură află că de fapt ea nu este un om normal cum s-ar crede, ci cineva în trecutul ei a avut de-a face cu lumea magică și de aici a răsărit ea și ea se pare că este cumva moștenitoarea unui foarte puternic element magic. Și de aici lucrurile evoluează. Nu o să vă dau foarte multe spoilere, dar da, mi-a plăcut ca idee de bază, mi-a plăcut foarte tare cartea. V-am zis, am rămas cu vocea aia în cap și mi s-a părut, da. O altă carte care este foarte celebră a acestui autor, Garth Nix, este Magul Îngerilor. Și dacă tot am comandat cartea, am comandat-o și pe asta. Magul Îngerilor, fiind tot așa o lume din asta care ar vrea să fie undeva în perioada secolul 16-17, cam așa, dar este o lume în care oamenii pot invoca îngeri. Îngerii ăștia trebuie ca să devii mag, da? Trebuie să faci anumite lucruri, faci anumite școli, să mă rog, ai perioade din astea de instruire și în același timp să creezi icoane și să pictezi icoane pentru îngeri. Și fiecare înger pe care îl invoci are o anumită abilitate, are o anumită putere. Adică sunt îngeri care sunt buni pe partea de vindecare, sunt un înger care sunt buni pe partea de protecție, sunt îngeri care sunt buni pe partea, nu știu, de natură, climă, vânt și așa mai departe. Au tot felul de abilități din astea. Cartea noastră începe cu Liliat, care se trezește după un somn foarte lung de 100 și ceva de ani.
și se trezește fiindcă își dorește să recapete gloria de odinioară a poporului ei și în același timp să se reîntâlnească cu iubirea vieții ei, care este un înger. Și în plus de asta trebuie să se reobișnuiască cu lumea în care s-a trezit, pentru că după 100 și ceva de ani vă dați seama că lucrurile s-au cam schimbat, nu mai sunt la fel. Așa. Și avem un joc de manipulare și de minciuni și de tot felul de lucruri care s-au întâmplat pe parcursul cărții, pentru că Lilia avea nevoie, cum ziceam, avea nevoie și de niște discipoli sau mai degrabă, da, ceva discipoli descendenți ar fi trebuit să fie ai acelui înger pe care ea vrea să-l trezească din nou la viață și să-l aducă din nou în prezent și de care este ea îndrăgostită. Și acești discipoli sunt un student la medicină, un funcționar public, o tipă care pictează icoane și un muschetar, o tipă care este muschetar. Și prin acești discipoli ea încearcă să ajungă la înger și să îl trezească și să-l aducă și să se reîntâlnească cu el. În fine, este o poveste destul de amplă, de ce v-am zis eu aici, se intră fix în două fraze din carte. Este o poveste amplă în care avem un fel de zombie, avem un fel de creaturi din astea magice, avem acești îngeri care, v-am zis, au tot felul de puteri și Lilia este o persoană foarte puternică și pe lângă asta ea nu este afectată de consecințele invocării îngerilor. Pentru că ce nu v-am zis este că cei care invocă îngeri trebuie să suporte consecințele care de regulă înseamnă îmbătrânire. Adică dacă invoci un înger și în funcție de cât de puternic este îngerul ăsta, pentru că îngerii vin pe ranguri și le avem date aici în față, la începutul cărții avem rangurile îngerilor și în funcție de ce îngeri invoci, vei suferi consecințele și astea vor fi proporționale cu puterea îngerului. Și de regulă asta înseamnă îmbătrânire, boală, moarte și așa mai departe. Adică, de fapt, după moarte ce poate să mai fie. Dar, da, se întâmplă foarte, foarte multe lucruri în cartea asta. Puțin cam lungă pentru gusturile mele cartea, m-am gândit. Da, nu, n-am fost neapărat atașată de niciun personaj. Nu, mi-a fost cam indiferent de toate personajele, știind că personajul principal din start ți se creionează ca fiind un personaj negativ. Nu m-am atașat de niciun personaj, nu mi s-a părut interesant niciun personaj, chiar mă gândeam la un moment dat că dacă ar fi fost să se întâmple ceva cu unul din personaje, din cei patru să spunem, că poate ei erau mai importanți pe lângă alte personaje, nu mi-ar fi părut rău, adică nu m-am atașat de ei în vreun fel, nu mi s-a părut că așa, dar povestea în sine mi-a plăcut, adică cadrul, atmosfera și povestea asta cu îngerii, cu invocatul îngerilor, pentru că treaba este un pic mai complexă, dacă citiți cartea o să înțelegeți despre ce e vorba. Mi-a plăcut și de-aia i-am dat 4 steluțe. Nu v-am zis la celelalte, ăstea i-am dat 3 stele pentru că am rămas cu vocea aia. Mi-a plăcut povestea, dar v-am zis că am rămas cu vocea aia în cap, iar ăstea i-am dat 5 stele că na, mi-a plăcut foarte, foarte tare. Apoi, o altă carte care i-am dat 5 stele a fost următoarea carte din seria, ceea ce putem considera deja serie a din seria cu Ariadna și Electra. Da, Jennifer Saint a mai scos o carte și cred că urmează să o scoată și pe a patra, pe așa, și nu era pe stoc când le-am comandat pe astea, nu era pe stoc la Litera, dar o s-o comand pentru că dintre toate cele trei cărți pe care le am de la Jennifer Saint pe partea asta cu reinterpretări din mitologia greacă, asta mi-a plăcut cea mai mult. Cartea se numește Atalanta și o aveam salvată pe Voxa acolo în cască și n-am mai putut să mă abțin, a trebuit să o ascult pentru că mi-a plăcut foarte tare Electra, mi-a plăcut mult. Ariadna mi-a plăcut mult, Electra mi-a plăcut mai mult, cu surprinzător, deși știu că toată lumea e invers. Mie mi-a plăcut mai mult Electra. Cumva am înțeles mai bine cartea cu Electra, deși, repet, nu Electra este personajul principal în cartea aia. But whatever. Și
Atalanta mi-a plăcut cel mai mult dintre cele trei de până acum. Așteptăm să vedem cum o să fie Hera, care ar trebui să fie spectaculoasă. Că acolo de la Hera mai știu și eu câte ceva. Legat de Atalanta nu știam absolut nimic. Habar n-aveam cine a fost Atalanta, care-i treaba cu ea, care nu știu ce. Deci nu avem nicio treabă. Până la urmă aflăm că Atalanta, dacă sunteți ca mine, aflați că Atalanta este un copil uman care a fost crescut de Artemis, zeița vânătorii, Artemis și nimfele ei. Artemis, zeița vânătorii, și bineînțeles a fost crescut în spiritul lui Artemis. Artemis, pentru cine nu știe, este zeița vânătorii care a jurat să rămână mereu pură, să nu se căsătorească niciodată și era cumva ultra-feministă, ca să spunem așa, era Dumnezeul feminismului pe vremea zeilor greci. Apropo de Artemis, este legată și povestea lui Orion, pentru cine nu știe. Aflăm povestea în Ariadna, pentru cine nu știe. Orion, constelația Orion, constelația Scorpionului. Așa. Artemis o crește în spiritul ei, bineînțeles, pe Ariadna, doar că la un moment dat află că se face acea călătorie, concurs pentru a fura lâna de aur. Altă legendă de la greci, foarte frumoasă de altfel, și o trimite și pe Atalanta, pentru că nu putea să trimită altă nimfă, o trimite pe Atalanta ca și campionul ei, această călătorie, competiție, așa, și așa mai departe. Condiția finală fiind că nu trebuie să se căsătorească și nu trebuie să rămână pură, pentru că așa e ea, astea sunt regulile ei. Doar că Atalanta ajunge pe acea corabie și dă de bărbați, evident. Nu se întâmplă nimic extraordinar din perspectiva asta, stați liniștiți. Dar se îndrăgostește la un moment dat de cineva și lucrurile nu merg pe făgașul pe care și-l dorea Artemis. Povestea asta cu furatul lânii de aur nu este atât de spectaculoasă, pentru că na, nu e spectaculoasă, dar povestea Atalantei este cumva mai profundă față de celelalte povești, față de Ariadna. Aici stau și mă gândesc că poate și la Ariadna povestea în sine e mai profundă. Dar dacă vreți să extrapolăm puțin, povestea Atalantei este cumva acel muritor care avea șansa la nemurire, exact ca în Luceafărul, dar a ales totuși o viață comună de muritor și a trebuit să plătească consecințele. Cam așa s-ar rezuma toată povestea ei. Și vă las pe voi să o descoperiți, pentru că se întâmplă ceva foarte interesant la final, care teoretic ar trebui să fie un final tragic, pentru că de tragedie greacă, dar într-un final ea zice că este un final fericit. Atalanta spune că e de fapt finalul fericit și că se bucură de finalul pe care îl are. Și foarte interesantă perspectiva asta. Cred că e singura carte care are cumva partea asta mai pozitivă la final. Da, foarte interesantă și mi-a plăcut foarte tare și sigur o vreau. Trebuie să stea acolo lângă Ariadna și lângă Electra și abia aștept să văd cum e Hera. V-am zis, abia aștept să vedem ce se întâmplă cu Hera. Apoi, cartea care mi-a mâncat zilele și cu care mi-am bătut capul de la început și v-am mai povestit eu, cred, da, v-am zis la un moment dat, într-un live, că nu cred că m-am apucat de cartea asta în contextul potrivit. Nu cred că am luat cartea asta când trebuia. Dacă o citeam acum 3 ani, să spunem, acum 2 ani, poate că era altceva. Acum, în contextul actual istoric vorbind, politico-istoric, da, nu vine bine cartea asta. Este vorba de Omul în căutarea sensului vieții de Viktor Frankl. Știu că multă lume iubește genul ăsta de cărți cu dezvăluiri din perioada nazistă, din ce s-a întâmplat în lagăre și așa mai departe și oamenii sunt sensibilizați. Dar v-am zis că pentru mine subiectul ăsta este
Sunt supra-saturată de subiectul ăsta. Nu contestă nimeni. Hai să ne înțelegem iarăși, trebuie să fac mențiunea asta de fiecare dată. Nu contestă nimeni tragediile de acolo, nu contestă nimeni suferința oamenilor, nu contestă nimeni atrocitățile la care au fost supuși oamenii ăia. Dar n-au fost singurele din lumea asta, știți? Adică nu sunt singurele. N-a fost singurul genocid care s-a întâmplat. Și vedeți că folosesc cuvântul ăsta. Da? Așa. Deci nu a fost singurul lucru tragic din lumea asta care s-a întâmplat. Ceea ce nu scuză ce se întâmplă acum. Cartea, toată lumea prezintă cartea asta ca pe wow, mega revelație. Și mie mi s-a părut... A? What? Adică nu... nimic, nu mă încântă cu nimic, nu mi s-a părut nimic revelator în ea. Nu pentru că aș fi ajuns eu la punctele astea, ci pentru că pur și simplu mi se pare că lucrurile astea sunt firești. Adică un om când trece printr-o suferință, automat se ancorează de orice mijloc are la dispoziție. Asta știm deja și nu de la Frankl, ci de mult. Oamenii care trec prin anumite perioade traumatice sau prin suferințe se ancorează în viața lor de orice, mintea lor se ancorează de orice pentru a rămâne lucizi, pentru a rămâne în viață, pentru a rămâne cât de cât normali, știți? Și cumva ăsta e mesajul cărții ăsteia, că în momentul în care treci printr-o perioadă grea în viață, să te ancorezi de orice. Să te ancorezi. El aici, de exemplu, vorbea cu soția lui în lagăr și imagina că e lângă el și vorbea și iarăși descoperă magia lucrurilor mici din viață. Iarăși subiectul ăsta v-am zis că mă irită foarte, foarte tare pentru că e foarte complex și e relativ controversat pentru mine. Cu lucrurile mici din viață. Descoperă magia lucrurilor mici. Să te bucuri de un apus de soare. Dă! Ghiși ce? Da, despre asta e viața până la urma urmei. Să te bucuri și de lucrurile mici, dar nu numai. După aia vine și ne face o teorie întreagă că îmi și-a dat el seama că oamenii pot să-și descopere sensul în viață prin trei modalități. Adică, unu, ori suferind foarte tare, ori stând așa pentru că li se dă ceva, li se întâmplă ceva sau așa, sau ori prin muncă ar fi al treilea. Asta este discutabil din perspectiva mea. Nu știu dacă neapărat astea sunt singurele moduri prin care omul poate să ajungă la conștientizarea care este sensul lui în viață. Dar da, ce un aspect peste care a trecut și poate ar trebui poate un pic accentuat mai tare este că este singura carte în care, scrisă de un evreu, singura carte scrisă de un evreu care a fost în lagăr, în care se menționează că musulmanii au dus-o și mai rău decât ei. Că musulmanii au suferit mai tare decât evreii. Despre lucrul ăsta, apropo, nu vorbește nimeni. Iarăși. Că de-aia mă irită pe mine toată propaganda asta cu vai cât am suferit noi în lagăre. Da, ați suferit, nu zice nimeni. Dar și restul lumii care a fost deportată în gulagurile rusești a suferit. Poate chiar mai rău. Adică, hai să nu minimizăm. Hai să nu îi le negăm dreptul la suferință și celorlalți, știți? Așa, și este singurul pe care l-am auzit, singurul evreu, care vorbește de toată experiența asta, care a trecut cumva fugitiv peste ideea asta că musulmanilor le-a fost și mai rău. În rest, nimeni nu vorbește despre treaba asta. Eu n-am mai găsit cărți, poate sunt, nu neg, dar n-am mai găsit cărți în care să se menționeze treaba asta. Pentru că musulmanii nu prea au scăpat. Iar despre asta, din nou, nu vorbește nimeni. Bun. Da, i-am dat 2 stele pentru că, da, cât de cât sunt interesante ideile, dar v-am zis, nu mi se pare revelatoare. Poate dacă în viața asta n-ai trecut prin traume sau dacă ești într-o fundătură și nu știi cum să ieși sau poate dacă n-ai auzit conceptele astea până acum, să ți se pare revelatoare. Nu zic nu și e foarte bine că o astfel de carte, mă uitam chiar prin niște comentarii legate de cartea asta,
Un rally se părea revelatoare carte și e foarte bine dacă se întâmplă treaba asta. N-am nimic împotrivă. Dacă asta e cartea care te scoate din depresie, dacă asta e cartea care te face să privești viața cu alți ochi, dacă asta e cartea care te face să-ți găsești scopul în viață, îți dă acel imbold de a-ți găsi scopul în viață, nicio problemă din perspectiva mea. Mie personal nu mi s-a părut o carte senzațională. Apropo, iarăși legat de autor, el fiind medic psihiatru, teoretic fiind medic, are momente în care parcă încearcă să forțeze, să-ți bage pe gât religia. Nu religia lui, ci în general ideea, conceptul de a crede în Dumnezeu. Ce mi se pare puțin forțat. Adică tu ca medic psihiatru mai ales, ar trebui să știi că nu e ok să faci treaba asta, să îi bași cuiva pe gât, pe Dumnezeu. Dar e ok ca oamenii să aibă credințe, să creadă în Dumnezeu, este ok ca oamenii să aibă aspirații și așa mai departe, dar nu e ok din perspectiva de om care se ocupă cu partea științifică să vâri pe gât unul altora ideea de conceptul de Dumnezeu și mai ales ca psihiatru. Again. Așa, bun. Da, nu, mie nu mi s-a părut revelator și mi s-a părut greoaie. Iarăși m-a dezumflat din start când a zis primele fraze, nu știu cum. E cumva printre primele fraze în primul capitol este ceva de genul că nu am să vă plictisesc cu experiențele și trăirile mele din lagăr. Și după aia jumate carte numai asta face. Hello? Ce se întâmplă, știți? Adică eram... Da. Mă rog. Astea au fost lecturile mele pentru luna martie. Spuneți-mi ce ați citit voi în martie. Sper că vouă v-a mers mai bine decât mi-a mers mie. Bine, dacă e să o luăm așa overall, n-a fost o lună tocmai tragică. Că putea să fie și mai rău. Am avut perioade și mai rele de atât. Dar faptul că m-am chinuit atât de mult cu o carte atât de subțirică pe care mă gândeam că o termin în 2 zile... Da, pe mine m-a demoralizat. Spuneți-mi din nou ce ați citit voi în martie, ce vreți să citiți pentru luna aprilie. N-am nicio idee ce vreau să citesc în continuare. Dați un like și un share dacă v-a plăcut clipul ăsta și dacă vreți să mai facem clipuri din astea. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!